Spunea Domnul Iisus Hristos iudeilor care crezuseră în El, în Ioan 8:31, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Sunteți prietenii mei dacă păziți poruncile mele. Auziți ce le spune Domnul în Ioan 12:48? Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Și dumneavoastră le spune, asta e pentru cei care nu primesc cuvântul. Sigur că da. Dar acum, dați-mi voie să întorc argumentul împotriva noastră ca pocăiți. Noi care am primit cuvântul, avem dreptul să-l nesocotim? Să selectăm din Scriptură, să spunem, pasajul ăsta nu trebuie respectat pentru că, deși e negru pe alb în Biblie, aici scrie doar o singură dată. Într-un singur loc scrie în Scriptură despre lucrul ăsta. Deci, acoperirea capului la suror scrie în 1 Corinteni, capitolul 11. Păi, principiul Scripturii care este, dragii mei? Să vorbească Dumnezeu de două ori ca noi să auzim o dată sau El să zică o dată și noi să auzim de două ori? Nu putem nesocoti cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să călcăm barierele doctrinare pe care le-a așezat negru pe alb în Scripturi. Vorbea despre câteva interdicții, Psalmul 1. Vă rog să observați cât de amănunțit ia cuvântul lui Dumnezeu viața noastră. Se poate aplica acel cuvânt la locul de muncă, la școală, în societate. Uneori chiar și în biserică sau la diferite întâlniri sunt scaune pe care n-ai voie să te așezi. Sunt locuri unde n-ai dreptul să te oprești. Sunt fapte pe care nu trebuie să ți le permiți să le faci. Este cuvântul lui Dumnezeu scris, interdicții scripturale pe care trebuie să le respectăm. Știu că aveți de-a face cu insultele unora care vă arată cu degetul și spun că sunteți legaliști. Vreau din start să apăs puțin pe pedala aceasta, pentru că oamenii ăștia nu știu despre ce vorbesc, nu cunosc Scripturile. Și din nefericire, uneori chiar și dumneavoastră nu le cunoașteți, vă supărați, nu vă sună bine ce spun ei, dar nu știți cum să-i contraziceți. Pentru noi în America problema asta a fost extrem de acută, pentru că noi nu suntem omogeni. Majoritatea dintre dumneavoastră în bisericile noastre sunteți din Vicov, ați primit o anumită credință, o respectați, o țineți, v-ați împotrivit unor anumite curente și mișcări. Și din fericire, în Bucovina și în zona Moldovei s-a reușit respingerea acestor curente, n-au avut prea mare succes. Nu deschideți ușa la nici cele mai mici îngăduințe și indulgențe. Că tagma asta de oameni care vă insultă și vă spun că sunteți legaliști nu se opresc la primul gard dărâmat. Îl ia cu asalt pe al doilea. Dacă aveți impresia că veți avea pace și liniște, stimați slujitori, că ați zis, hai mă să mutăm gardul un metru mai încolo, că o să se potolească. Nu se potolesc. A doua zi după ce l-ai pus acolo, îl ia pe ăla cu asalt. Până nu vă trântește și nu vă rostogolește în prăpastie odată cu ei, nu se opresc din lupta asta. În America, fiind foarte amestecați, am avut de-a face cu foarte, și avem de-a face încă cu foarte multe îngăduințe pe care ei le-au primit în alte zone ale țării. Și unele lucruri așa le-am moștenit și noi când am ajuns acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o anumită măsură, în biserica pe care o păstoresc, încercăm să îngustăm lucrurile. Și am făcut-o cu pierderi foarte mari.
Pentru că în America oamenii votează cu picioarele. Știți cum se votează cu picioarele? Pleacă. Au unde merge, au alternative. Nu le dai voie cu cercei să lua o biserică americană unde pot să-și pună inele și nas. Dacă aici nu-l pui să cânte, că nu-i dai voie să cânte și în biserică și pe scenele lumii, să facă și concerte în lume și să le facă și în biserică. Și spui, dacă cânți în lume, dacă vrei să fii vedetă în lume, du-te în lume și fii vedetă, dar nu poți să fii vedetă și în biserică. Și-a luat familiuța și s-a dus. Toate aceste reforme se fac cu sacrificii. La care conștiință te raportezi? Și vă spun eu acum, la cea mai îngustă dintre ele, pentru că sunt trei conștiințe. Vă spuneam că sunt trei dimensiuni ale legii, sunt trei dimensiuni de conștiință. Este conștiința personală, ce te mustră pe tine cugetul, este conștiința comunitară a unui grup de oameni care se întâlnesc în aceeași părtășie și este conștiința socială a societății în care trăiești. La care dintre ele te raportezi? Și îți spun eu acum, depinde. La cea mai îngustă dintre ele. Dacă te duci într-o biserică, stimată soră, familia se mută în America. Te duci într-un oraș și în orașul unde te duci este o singură biserică. Și în biserica aia, surorile poartă batic invizibil, sfoară invizibilă. Că atâta i-au tăiat mai întâi limba, după aia l-au învelit în două, în patru, pe urmă l-au tăiat în două și l-au tăiat în patru și pe urmă a ajuns o sfoară așa pusă printre părți, nu se vede. O cordeluță. Categorii, conștiința comunității respective este mai liberă decât a ta. Îți vei călca propria conștiință ca să te potrivești cu toți ceilalți? Nu, îți vei respecta conștiința ta că e mai îngustă. Dar dacă te duci într-o comunitate unde se leagă în față și își acoperă umerii cu o eșarfă mare de tot, te raportezi la cugetul respectiv mai îngust. Și dacă te duci într-o țară unde se acoperă din crește până în tălpi și nu se văd nici ochii, te îmbraci exact cum se îmbracă oamenii de acolo, pentru că nu calci nici conștiința socială, nici conștiința comunitară și nu scalci nici conștiința ta. Toată lumea trebuie să-ți respecte cugetul tău și tu trebuie să respecti cugetul tuturor. Cea mai îngustă conștiință trebuie întotdeauna respectată. Vorbim despre bariere culturale. Pentru că spune așa cuvântul Domnului în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu înseamnă că trebuie să arătăm ca majoritatea. Uneori cultura aceasta ne oferă niște bariere foarte înguste la care trebuie să ne raportăm. Chiar și la acoperirea capului. Vă aduceți aminte ce spunea Pavel Corintenilor? În societatea în care voi trăiți, este rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă. Mulți spun că părul este învelitoarea capului. Este, dar una dintre ele. E o învelitoare naturală, care e părul, și e învelitoarea artificială, care este pusă pentru ca să se roage și să prorocească. Oamenii aceștia dau dovadă de disfuncționalitate mentală. Și din păcate mulți au doctorate, ai zice că sunt mai deștepți decât atât. Ascultați, ce spune Pavel? Dacă nu vrea să se tundă sau să se radă, să se acopere. Iar dacă nu vrea să se acopere, să se tundă. Păi dacă părul este învelitoarea naturală și femeia deja o are, de ce să mai tundă și să mai radă? Că dacă nu vrea să se acopere, înseamnă că s-a ras și s-a tuns. Vă spun cum argumentează partea culturală acolo Pavel. El zice așa, în societate e rușină să te tunzi și să te razi.
Sunteți tunse sau rase? Și corintenii au spus, nu frate, că ne facem de râs în lume. Numai femeile stricate sunt așa. Mm-hmm. Va să zic că vă e rușine de oameni și le respectați rânduielile. Dar pe a lui Dumnezeu, care vă spune să nu prorociți și să nu vă rugați fără să aveți capul învelit, cum vă permiteți să o faceți? M-au întrebat în multe locuri că, mă rog, oamenii vor să ori să ispitească, ori să prindă cu vorba. Și cât trebuie să acoperim, frate? Și le-am spus, măcar atâta cât a acoperit Dumnezeu cu învelitoarea naturală. Măcar atât.